consolidați filialele plus la nivel de județ și regiune. Voiam să vă întreb cum veți proceda la alegerile locale de anul viitor, dacă veți avea un candidat comun, spre exemplu, la primăria Craiova. S-a anunțat deja domnul Prisnel ieri intenția de a candida de la USR. Dacă îl veți sprijini sau, nu știu, veți negocia un candidat comun, a lansat și ideea unei candidaturi comune cu PNL-ul, pentru că, se știe, fiind alege într-un singur tur, e greu să bați peste de la Craiova. Da, deci noi avem o alianță politică plus cu USR și în acel protocol al alianței politice am convenit să avem candidați comuni. Într-o primă etapă, fiecare din cele două partide își identifică candidați potențiali. La Craiova, spuneați că colegii de la USR au identificat, colegii noștri au și ei câteva idei pe care să le prezinte public în perioada următoare. Sunt alte locuri din țară în care noi avem deja cei de la Plus candidați și colegii de la USR sunt în curs de a-și identifica astfel de candidați. În etapa următoare, imediat după alegerile prezidențiale, o să ne punem de acord pe un mecanism prin care să selectăm candidați unici ai alianței dintre cei propuși de Plus sau de USR. Și vom folosi aici, probabil, alegeri primare interne, deci decizia o vor lua membrii noștri de partid din localitatea respectivă sau alegeri primare deschise, în care vom întreba cetățenii ce părere au sub diferite forme și vom identifica în felul ăsta candidații cei mai buni din partea alianței. Acolo unde colegii noștri de la nivel local, din alianță, din Plus și USR, vor considera că e important și e util să aibă candidați comuni și cu PNL-ul sau să facă înțelegeri cu alte partide, precum PNL-ul, vom lua în discuții și astfel de situații, dar deocamdată obiectivul nostru este să identificăm candidații comune ai alianței și să-i promovăm. Mulțumesc.